Te salut, Eugen! Astăzi discutăm despre jocul Sacred, un joc în care, după cum bine mi-ai sugerat, sfatul pe care l-am primit de la tine, am ales un barbar sau gladiator, da, cel de aici. Împreună cu tine vom parcurge primii pași ai acestui joc și scrie pe ecran de altfel, uite, introducere, primii pași. Înainte de introducere, vin cu o întrebare, sper nu retorică, de ce eroul meu are de la bun început 131 din 147 viață. Nu a făcut nimic, adică n-a fost rănit. Mă rog. Acum gâfâia mai devreme, am impresia că este puțin răcit. Păi și scade sănătatea sau așa porni bolnav, eu plec cu nerob. Când ești răcit, te simți în formă maximă? Nu. Nu. Cred, nu sunt sigur, dar cred faptul că pe barbar, pe gladiator, îl cheamă Cristinel, cum mi-a recomandat tu să-i pun numele, numai la auzul acestui nume, gladiatorul deja a pierdut 16 puncte de sănătate. În fine, uite, ne spune, pentru a începe va trebui să facem două lucruri, da? Mai întâi să deschidem sipetul ăsta cu cufărul, așa, cutia aceasta pentru a căuta obiecte și al doilea lucru să vorbim cu acel caracter care abia așteaptă să ne spună ceva. Ok. Mergem la cufăr, da? Să nu facem... După cum se poate vedea, eroul nostru este mereu în centrul ecranului. Stai puțin să alerg așa să-mi fac e o... egocentrist, vrea mereu să fie în centrul atenției. A, nu trebuie să clică-i. Fii atent. M-am și speriat, domnule, mi-a sărit inima. Nu știu ce scrie mult, nu mă interesează. Uite, mergem mai departe, mai alergăm puțin pentru întreținere și mergem la cufăr. L-am deschis. Uite, iar... mișcarea i-a făcut bine, a crescut viața la loc. A, bun, perfect. Și pe jos sunt niște obiecte, o armură. Și un multi-hit. Ai observat că nu se apleacă corect în momentul în care ridică un obiect de pe jos? Ba da, se apleacă corect. Nu se apleacă corect, crede-mă, îți spun din propria experiență, pentru că în felul acesta dezvolți hernie de disc. Nu e adevărat, dacă te apleci în față, deci tu stai drept, da, și te apleci în față în formă de faci unghi cu propriul tău corp, aia e poziția greșită. În mod normal trebuie să te lași pe un picior să te apleci păstrând coloana vertebrală dreaptă. A făcut corect, nu știu ce ai văzut aici. Vorbim în 10 ani să vedem cum se va mai ține gladiatorul tău. Uite, și cu armura fel te uiți la cadența pașilor, în fine. Mergem la persoana care abia așteaptă să vorbească cu noi. Da, pare ușor exhibiționist acest Julius. E cam sumar îmbrăcat. Știi ce nu înțeleg eu, dragă Eugen și dragi prieteni? De ce am început un joc? Da? Mă numesc Cristinel, sunt barbar. Gladiator. Mă duc la o persoană cu totul necunoscută, ăsta, maestru bătălie sau așa. Maestru care, stripper. Da, și care îmi spune de la bun început, aleargă afară și omoară pe cineva. Fără am da vreo recompensă pentru acest lucru. Tu faci totul pentru bani sau faci nici, și din... Nu faci nici măcar pentru bani, pentru că el nu mi-a oferit nimic. Nu, zic tu, în viața reală, trebuie neapărat să aștepți o recompensă dacă urmează să faci ceva? Da, dar aici e vorba de omoră totuși niște personaje pe care nu le cunosc. Hai să încercăm să... Uite o cutie. Ăsta e un cuvânt care întotdeauna are o rezonanță aparte în viețile noastre. Da, haur. Ai văzut cum s-a plecat? După bani, cred și eu că se aplacă deci bine. S-a plecat corect, bun. Și acum cam asta e, nu o să intrăm în... În amănunt, mai sunt niște personaje, bune, se poate vorbi, nu ne interesează ce spun. Pe aici nu se poate, pe aici se iese. Și am ieșit afară. Fighting. Deci eu sunt în arenă, da? Hai să ne luptăm cu... Și clică-i pe-l până-l... Un om pe care nu-l cunoșteam, aoleu, mai bine un om. Crezi că mă fac bine? Că uite, ăsta are cam multă viață. Vezi, ai câștigat. Eu sunt ăsta? Nu ăla care a rămas în picioare. Cred că e suficient deocamdată. Am vrut doar să-ți demonstrez de la bun început că maestria, exact, și skillurile pentru acest joc. Dar ne vom mai ocupa de Sacred. Da, e bine de jucat.